ce avem nevoie de un program pentru educație pentru dezvoltare durabilă? Păi mă gândesc în primul rând la cele trei sfere de mediu economic și social, da? Pe care le vizează educația pentru dezvoltare durabilă. Atunci, dacă ne uităm la ele, ne vizează pe toți și trebuie să ne raportăm întocmai. Dacă dorim să aducem transformări, dacă dorim să reducem emisiile de gaze cu efect de seră, dacă dorim să reducem cantitatea de deșeuri, dacă vrem să avem protecție pentru biodiversitate sau pentru păduri, cu siguranță va trebui să punem accentul pentru educația pentru dezvoltare durabilă, cu siguranță va trebui să facem mari eforturi în acest sens. Dacă nu suntem informați că educația înseamnă informare vis-a-vis de acest subiect, nu putem dezvolta. Nu știm care este de fapt baza și ce putem să facem. Cred că obiectivul comun al acestei asociații în raport cu dezvoltarea durabilă este fix această schimbare de mentalitate a individului, pornind de la elev, adică tânăr, până la adult. De scopul principal al întâlnirii este să vedem și cine suntem, da? Care sunt organizațiile, care sunt structurile, care sunt persoanele de la noi din țară care sunt preocupate de acest subiect al educației pentru dezvoltarea durabilă și ne bucurăm că sunt atât de mulți. Scopul întâlnirii este să și învățăm unii de la alții. Suntem, cum spuneam, organizații și instituții care lucrăm în domenii foarte, foarte diferite și e păcat să nu folosim astfel de contexte să învățăm ce fac ceilalți mai bun și să nu ne dăm astfel de informații. Un exemplu de proiect pe care noi îl facem se numește Green Impact. Este un proiect de cluburi de tineri în destinații ecoturistice din România. Este un proiect prin care tinerii de gimnaziu și liceu învață să aprecieze comorile locale, comorile de patrimoniu cultural și natural, realizând proiecte de serviciu în folosul comunității. Dacă s-ar implementa, spre exemplu, sistemul pe care noi îl avem la dispoziție, care se numește Progressive Green Labeling System și care clasifică din punct de vedere al impactului asupra mediului, clasifică serviciile turistice, ar fi un avantaj foarte bun pentru consumator prin faptul că ar ști să aleagă conștient acele structuri de cazare care au un impact foarte mic asupra mediului sau aproape deloc. Încercăm să achiziționăm biciclete pentru școlile din Oradea, pentru o categorie de vârstă de 8-12 ani, ca tinerii să învețe în școli să folosească bicicleta, astfel că atunci când vor fi adulți, ei să folosească acest mijloc de transport ecologic în oraș. Personal, așa ca mamă, îmi doresc ca fetița mea să aibă mereu în vedere genul acesta de opțiuni, opțiuni ecologice, opțiuni durabile, care să vizeze bunăstarea unor comunități locale, rurale, poate. Educație pentru dezvoltare durabilă este, cred că, de interes pentru oricine, pentru că trăim într-o lume extrem de complexă și toată gândirea liniară nu ne mai ajută. În momentul de față, cred că de fapt și o problemă foarte mare a României e faptul că nu pune valoare pe deșeuri, în general, de la alimente până la textile, până la, nu știu, aparate electronice, că toate, din orice deșeu se poate realiza un profit. O școală în care educația durabilă este promovată, va fi o școală curată, o școală verde, o școală care se va simți utilă pentru promovarea unei planete verzi, o planetă frumoasă. Aportul nostru la educație pentru dezvoltare durabilă este de a duce în școli și de a transmite copiilor valorile legate de meseria de salvator montan și de a forma o legătură dintre copii și natura în modul cel mai corect. Durabilitatea pornește de la ideea că activitățile noastre umane sunt dependente de mediul înconjurător, de resursele noastre, adică, altfel spus, viitorul noi ne-l construim singuri. Trebuie doar să înaintăm având acest scop. Dar avem 100 de organizații în această rețea. Cred că ele reprezintă un actor pus împreună ca un mănunchi
reprezintă un actor care trebuie luat în seamă, nu doar că merită luat în seamă. Din punctul meu de vedere, organizațiile neguvernamentale nu se pot lăuda cu reprezentativitatea, ci tocmai cu diversitatea. Și câtă vreme organizațiile militează pentru drepturi cetățenești, nu mai e relevant dacă ele sunt reprezentative sau nu.